Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, am zis să vă prezint și eu o colonie, să vedem cam cum e și în centrul țării dezvoltarea pe frig și rezultatul la uleiurile esențiale și cel mai bine se știe că rezultatele de anul ăsta sunt lucrările de anul trecut. Ia să vedem despre ce este vorba și cum se dezvoltă coloniile, mai ales că eu nu le-am prezentat încă anul acesta. O să vi le arăt. Iată, aici am sticluța. În 6 zile au consumat 300 de ml de sirop cu uleiuri esențiale. E o cantitate foarte mică pe care albina doar trebuie să o consume. Avem aici un stup model ursul. Acum metodele de lucru cu acest stup o să le schimb un pic. Dar să vedem ce avem în această colonie. Iată, așa arată ea. Și îmi pare rău, e la colonia asta că o să vă prezint și eu ramă folosită în anii 60. Acesta se numește un stup încheiat, adică 12 rame. E plin. Fără spargeri de cuiburi, că e la modă în țara asta să spargeți cuiburile. Eu doar am dezvoltat cuiburile și acum va trebui să trec pe 13 ramă. O să vedeți de ce. Iată, albina a trecut după diafragma aceasta ursul. O să vă arăt. Deci este o colonie supra-dezvoltată. O să vedeți, ia să vă arăt. Sper să se vadă. Ia, vedeți aici. O să mutăm așa. Bun. Deci așa arată o colonie a unui amator. Deci să începem. Deci aceasta este ultima ramă, cea cu mâncare. Aceste regine aparțin lui domnul Eduard Rotaru, eu de la el am înmulțit, dar mai folosesc alte două regine, una locală, prin care fac încrucișării. Bine, ea este carpatină, prima ramă, ultima de fapt, o scot mai greu. Asta e cu mâncare și va trece în spatele diafragmei. A adus mâncare, au un nectar aici, chiar frumos, și o vom trece în spate. În spatele diafragmei ursul, da? Iată, ea va fi a 13-a ramă și va fi ramă de depozit, un fel de cat. Așa arată coloniile. Acum decideți dumneavoastră dacă merită spart cuibul. Cine ar deține o astfel de colonie, bineînțeles, ar sparge cuibul. Aceasta este ramă oată. Deci, mi-e și teamă cu să am vreo 10 rame cu puiet. Deci asta e ramă oată. O dăm mai în spate. Adică o să fie, cum să zic eu, 12 ramă, cum ar veni. Să vedem câte găsim noi așa. Acum aș minți dacă aș zice că le-am pe toate așa. Nu le-am pe toate așa. Asta este recordista stupinei deocamdată. Celelalte vin după ea. Mai ales acum, cred că
nu mi-ajung stupii pe 12 rame, mi se par mici. Și când mă uit la ăștia cu... Iată ce frumos aici, deci larvar tot, ouat. Iată, totul ouat, frumos, super familie. Eu nu am intenții de publicitate, eu vă prezint să vedeți unde a dus evoluția lucrărilor care le-am făcut până în prezent. Iată așa. Deci, ar veni a 11-a rama aceea și a doua cu puiet. Nu se însparte cuiburile, aceste rame sunt puse ca rame de dezvoltare. Așa. Trecem la următoarea rame. Să vedem ce avem aici. Oată toată și larvar. Deci, e a treia ramă cu puiet și s-a întins puietul, s-a întins până sus. Nu știu dacă se vede. Foarte, deci a treia cu puiet. Această colonie, ce să zic, aș găsi-o prin copac în vreo 3 săptămâni dacă n-aș face anumite lucrări. Așa. Și a treia cu puiet. Deci, trei. Se vede până unde se întinde. Eu am tot lăsat-o în pace, că e frică, nu știu ce, și am pus rame. Și astfel s-a dezvoltat. Opa! Trei cu puiet, asta, să zicem că e a patra. Iată ce frumos, aici e clozat albina, se vede puietul mare de clozat în partea de jos și a ouat tot mijloc, în mijloc tot e ouat. Iată aici acum căpăcește albina, puietul tânăr. Și ce observ eu la această colonie este că încă n-am văzut trântori. Așa. Asta, ce să zic, că o fi rezultatul uleiurile esențiale, posibil. Că o fi rezultatul acidului oxalic de anul trecut, și asta e posibil. Iată. Așa. Să vedem. Patru, asta e a cincea ramă. Uitați, le tot place la oameni să arate table. Am și eu table și chiar la o colonie foarte bună. Aici avem și trântori în zona asta. Iată, așa o tăbliță. Așa le place să li se spună. Așa, frumos. Deci cinci rame cu puiet. Deci, când are cloza, dacă l-aș lăsa acum pe 5 rame într-o lună, ar fi iară pe 12. Și o să vin cu foițe, dar peste o săptămână, nu acum. Acum o să-i aduc rama specială. Voi folosi o ramă tehnică. Așa se numește o ramă tehnică pentru a capta varou. Probabil unii ați văzut, alții nu? 5-6 cu puiet. Șaselea cu puiet. Ce poți să mai zici de la o astfel de matcă? Nu poți să mai zici nimic. Decât să țină copacul când o roi, să nu se rupă copacul. Da. Bineînțeles, nu îngăduim acest lucru.
trecem, deci 6. Asta e a 7-a ramă. 7 ram. În anii în care m-am apucat eu de albină, nu puteam să-mi închipui așa o colonie, să pot eu deține așa o colonie aici, în centrul țării. Deci asta e 7 cu puiet, da. Puiet, iată. Și nectar în coroniță, frumos. Frumos. Nectar, 7 cu puiet. Ca să nu vă țin în tensiune, e și a 8-a cu puiet, da? A 8-a. Și trebuie să vă mai spun un lucru, că e miezul zilei și o parte din albină e la lucru. Așa. Această colonie nu este unificată. Deci așa este ea. Asta e colonia. Așa cum o vedeți, așa s-a dezvoltat. Acum nu am în minte cum îl cheamă pe domnul cu uleiuri esențiale. Eu îi mulțumesc pentru rețetele care mi le-a dat. Voi continua. Iată. De ce să puneți accent pe sănătatea albinei? Și iată, asta este a 8-a. 8-a cu puiet. Dacă e nectar din abundență, ăsta o să aducă florile cu tot din copac. O să le meargă 3-4 albine, rupe floarea și vine în stup cu ea. Astfel, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rame cu puiet. Peste o săptămână vin cu 2 foi, îi iau din puiet, bineînțeles, o să duc la care consider eu că e mai slab, o să dau drumul și la boci. Creștem boci, albine, facem roiuri, nuclee. Dacă găsești pasta ouă... Nu. Aceasta deja este ramă de lucru. Nectar aduce pe ea. Bun. Deci ajunge. Eu zic că 8 rame suficient pentru depuiet. Fără spartul cuibului. Acum să vă prezint rama respectivă. Să vă prezint și rama respectivă, să o aduc. Iată. Așa arată această ramă, vedeți, ea este cu foiță și aici am lăsat acest spațiu gol unde vor construi de trânt. Eu o să folosesc ca virgulă capcană pentru trânturi. În anii 66 foloseau ramele, într-o colonie se punea una sau două. Cum este această colonie, se poate pune două liniști. Deci o să punem aici. În primele rame nu m-am mai uitat, fiindcă sunt rame de mâncare. E de înțeles că această colonie are nevoie și de hrană. Strâng un pic ramele, las în capă. E plin, ce să mai încoași încolo. Când o să găsim pe porțiunea respectivă trânturi căpăciți, o să o scoat.
Iată, intră. Băgăm ușor. Și voi continua cu lucru mai departe. Așa, asta e tot. Deci o colonie pe 13 rame, într-un stup ursul. Acum, dacă m-ar vedea domnul profesor, ar zice că lada e prea mică pentru proiectul dumnealui. Iată așa, și punem folia. Și la ăsta deja e nevoie de două sticle de tratament cu uleiuri esențiale. Vom putea pune din miere, din zahăr 3-1 și nu contaminează deloc mierea. Bun, iată, pune folia deocamdată, în spate mai are oxigen. Și dacă aveți răbdare, eu vă mai prezint și o altă colonie, tot așa mare e, sau puțin mai mică ca cele sunt stup pe 12 rame. Bun. Până acum vă mulțumesc pentru vizionarea acestui film. Sper că v-a făcut plăcere. Numai bine până la următorul film.